Ia spuneți, băieți. Deci, pe care nu mor, da. Cum este? Băi, frate, uite, ne-am găsit și noi la repetiții. Bă, stai, dă la bătaj și reclame, da. Ia zi, Andrei. Andrei, zice de când nu te-ai mai dat barba canal, jos? Pentru canal. Aiurea, de ce nu ți-ai schimbat buza? De ce nu ți-ai făcut mai asigurare la mașină? Că ai Mercedes. Da, mă, și mănâncă. Hai să aveți poftă, bă. Mihăiță, ia zi. Să fii și un mir mâncat o capra. Uite la o serbare frumoasă. Cu băiatul lui Bisbanc, al oșa, lui... Eu Mirel. Sunt Albert Energie. Da, da, da. Să o filmezi, da. Spune. Ia uitați, fraților. La o gândiță, dar asta uite așa mâncăm noi. Nu se mânca odată, țigănește, adevărat, grecește. Doamne. Aveam acasă, bă, carne de asta, dar cu grăsime. Mamă, ce n-am bine e. După muncă și răsplată, că na. Alberto, două cuvinte de la tine. Bine ai venit, ia și tu loc la masă. Am aici cu noi. Am venit și eu acum. Hai, bagă-te lângă mine. A venit și el acum. Iau pe asta, furculița, bagă-te aceea. Așa, tată. Vreau să mănânc, de că am mâncat acasă. Ia, mă, de rușinea, de rușinea noastră, mă. De rușine, doar de rușine. Eu nu te cred niciodată. Doar de rușine, frate. Păi ce vrei, bă, după atâta muncă? Și răsplată-ne. Așa, tată. E bună? Așa, pentru că masa avem ocupată, ne-am gândit să mâncăm cum să mânca odată țigănește, jos. Să aveți poftă, băieții mei, gata, vă las să mâncați, liniștiți. Hai, atât te uit. Mulțumesc frumos. Hai, vă pupăm.